Astăzi am avut prima vizită oficială la medicul ginecolog. Și m-am gândit să documentez aici, pe jurnalul de sarcină, evoluția bebelașului și aș vrea să fac ca un fel de ghid pentru mămicile care locuiesc în Germania. Este foarte greu să fii într-o țară străină, cu legi străine, cu limbă străină. Pentru mine limba este un prag destul de important, un obstacol destul de important, dar încerc să trec cu brio peste informându-mă. Și așa că m-am gândit la proaspetele mămici să vă îndrum și pe voi dacă vă interesează ce aveți de făcut în acest caz. Ok, testul este pozitiv și acum testul meu a fost pozitiv. Am sunat la ginecologul meu, la care am fost și la prima sarcină, dar dacă voi sunteți la prima sarcină, vă găsiți pur și simplu un ginecolog din oraș, sunați și spuneți: am făcut un test de sarcină, a fost pozitiv și acum vreau o programare pentru o vizită. Și veți vedea dacă acel ginecolog are loc să vă primească sau nu. Încercați la mai mulți sau la care credeți că se merită, din recomandări, etc. Eu am mers tot la cel la care am fost la prima sarcină pentru că m-am simțit destul de bine. Tot timpul am fost la el și la controlele de după. Și mi-a dat programarea cam la 2-3 săptămâni după ce am sunat. A trebuit să aștept puțin pentru că este foarte aglomerat la el. Și prima vizită nu m-a cântărit, nu mi-a luat sânge, nu mi-a luat nimic, doar analize la urină, din care a ieșit că sunt însărcinată. Și am făcut o vizită cu el, m-a întrebat, nu m-a mai întrebat vârsta, etc., pentru că mă cunoștea deja, dar o să vă întrebe câteva date despre voi. Și aveam foarte mari emoții. Aveam foarte mari emoții pentru că cu o lună înainte avusesem un control de rutină unde erau 3 ovule. Și am spus: domnul doctor, nu vreau tripleți, dar nu vreau nici măcar gemeni. Doamne ferește, dacă se întâmplă, dacă aș fi fost la prima sarcină, ar fi fost o bucurie extremă, dar îl am deja și pe bebe. Dacă nu mă urmăriți, am deja un băiețel de 1 an și 9 luni. Și nu aș mai fi vrut gemeni pentru că mi-ar fi fost extrem de greu. Sunt singură, părinții mei nu sunt aici, nu știu dacă va putea veni cineva să mă ajute în momentul în care nasc. Așa că i-am spus domnului doctor: vă rog să mă liniștiți și să-mi spuneți că este doar unul. Și el a început să râdă, aha, pentru că erau 3, nu, sper nu. A făcut un control pe scaunul de ginecolog, a văzut că nu sunt ciuperci, nu sunt probleme pe colul uterin, nu aveam sânge, nu sângeram. Sunt niște termeni care sper să nu deranjeze pe nimeni, mai ales că nu cred că se va uita vreun bărbat tătic la aceste jurnale de sarcină, ci doar noi mămicile. Mi se pare ok să vă spun ce vă așteaptă și aceasta este terminologia. Și apoi mi-a făcut și ecografia intravaginală și am văzut acolo doar un singur bebeluș. Aveam deja 8 săptămâni de sarcină și după calculele mele și după calculele lui, pentru că te întreabă ultima zi, prima zi a ultimei menstruații, am impresia că începând de acolo se calculează. Și mi-a arătat inima bebelușului deja la 8 săptămâni. Înțeleg acum de ce avortul este un foarte mare păcat, pentru că este o Nu este o boabă de orez care o ai acolo înăuntru, este pur și simplu vietate cu inimă și nu știu, așa m-au cuprins emoțiile, mi-au dat lacrimile, am fost foarte fericită, mi-a confirmat că este un bebeluș acolo și cam asta a fost tot la prima vizită, nu mi-a scris nimic în caietul de mămică. Eu îl am pe cel de la prima sarcină, se poate folosi pentru 2 sarcini acest caiet. Așa că eu am început de la a doua, de la jumătate încolo, pentru că îl folosesc pe același pe care l-am avut la bebe, ca să am toate lucrurile la îndemână. Și mi-a dat și o poză și fasolica asta mică, mititică, mică, mică aici, nu știu dacă o vedeți, este bebelușul meu.
A trebuit să mă programez la al doilea control după 2 săptămâni, dar și de aici începe controlul oficial. De aici a început să îmi scrie totul în caietul de mămică. Aici veți vedea că sunt scrise vârsta voastră, dacă mai aveți probleme cu alte probleme de sănătate. Eu am probleme cu tiroida, nu știu dacă am menționat până acum. Iau hormon pe cale artificială pentru că tiroida mea nu mai funcționează corect. Eu iau de 100 momentan, dar toată sarcina va trebui să monitorizez pentru că tiroida este foarte importantă în dezvoltarea bebelușului și este foarte important să funcționeze corect. Chiar acum am programare la un specialist, nu la doctorul de familie unde merg eu de obicei, pentru că va trebui să monitorizăm destul de bine și cred că îmi va crește doza pentru că eu simt, mi-este tot timpul frig și simt că am nevoie. Aici îți va scrie și grupa sanguină, eu am A, RH-ul la mine este pozitiv și îți mai fac și o serie de alte analize ei acolo. La mine mi le-a făcut deja la prima sarcină și văd că nu le-a mai repetat, de genul anticorpi, nu știu cum, negativ, rotel, serologii, în fine. Nu vreau să mă plictisesc exact, mai ales în situația de față, pentru că nici eu nu știu exact ce înseamnă. Mă las pe mâna doctorului și de aceea am ales acest doctor, pentru că am mare încredere în el. Ok, și mi-a scris că am început sarcina cu 60 și 1 de kilograme. Am 1,70 m și 32 de ani, este a doua sarcină. Și în afară de tiroidă nu mai am alte probleme de sănătate. Dacă vreți să vă comparați puțin, nu știu, mă imaginez că cine se uită la aceste jurnale de sarcină compară cât de cât, mai ales simptomele. Și avem un fel de tabel de genul acesta în care scrie data în care ai făcut controlul, câte săptămâni de sarcină avea. Eu aveam 10 săptămâni și o zi. Deci de aici a început să monitorizeze exact sarcina. Și mi-a scris că bebelușul avea bătăile inimii, herztone, nu știu, greutatea mea 61 de kilograme și restul nu știu să vă spun ce-o fi scris el aici. Nu știu. Oricum a scris cât avea bebelușul. Capul și corpul și da, a scris și măsurile bebelușului. Cred că și astea trebuie monitorizate. Am primit și poză, eu asta am înțeles cel mai mult, pentru că nu înțeleg, wow, uite acolo pe monitor, nu știu unde să mă uit, din analizele lor nu înțeleg nimic, dar am primit poză și acesta este deja bebelușul meu și mi-a zis că se dezvoltă foarte bine. E în momentul în care ei îl măsoară din cap până la funduleț, picioarele încă nu sunt atât de dezvoltate. Computerul îi dă în baza de câți centimetri sunt, cât ce săptămână ar trebui să am. Și asta îți dai seama dacă tu știi că este săptămâna a 10-a, de exemplu. Dar pe computer îți dă că în baza acestei măsurători bebelușul are 7 săptămâni, înseamnă că este foarte mic. Poate nu s-a dezvoltat încă corect, destul de mult. Și de aici se stabilește ce este de făcut. Dar în cazul meu avea 2,71 cm și a dat că aveam 9 săptămâni și 5 zile, eu aveam 10 săptămâni și o zi. Deci sunt acolo în parametri. Sunt foarte fericită, sunt foarte mândră de bebelușul meu și ca și indicații din partea doctorului, am primit să merg în continuare cu vitamine, să iau în continuare vitaminele și în cazul în care am crampe sau dureri ca cele menstruale, să iau magneziu. Ca și vitamine, eu le iau pe acestea, venatal, sunt puțin mai scumpișoare, nu știu, de fapt nu știu cât costă celelalte, dar acestea le-am luat și în prima sarcină, mi-au prieit foarte bine și cu acestea vreau să continui. Când am vrut să rămân însărcinată în martie, mi-a dat doctorul și câteva pastile Femibion și mi-a fost foarte rău, dar nu cred, nu știu dacă mi-a fost rău de la acele pastile sau de la faptul că rămăsesem însărcinată în acea lună. Ca și simptome, haideți să vă spun simptomele în această perioadă. Eu folosesc o aplicație pentru telefon care se cheamă Pregnancy, nu știu cum. Dacă vreți, o să vă las un link în căsuța cu descrieri, puteți să o descărcați din store. Nu este o aplicație foarte avansată sau extrem de
simpatică, dar am folosit-o și la prima sarcină și m-am înțeles bine, nu îmi plac lucrurile noi, trebuie de fiecare dată să învăț chestii noi și nu am timp, așa că merg tot pe aceasta pentru că am învățat-o deja. Este gratuită, deși are puțină publicitate, dar e ok. Și aici îmi notez simptomele pe care le am eu în fiecare săptămână. Acum îmi spune că sunt în săptămâna 10 plus 3 și îmi spune și câte ceva despre dezvoltarea bebelușului în momentul în care sunt. Acum îmi spune că cel mai mult se dezvoltă ficatul. Da, sunt termeni științifici fantastici pentru mine, dar interesant așa să citesc din când în când. Haideți să vă spun simptomele, pentru că mi le-am trecut pe toate aici. Și este foarte simpatică. Îți propune niște simptome interesante, dar să știți că multe mi s-au adeverit. Eu în această perioadă am și înțărcat pe bebe, așa că am avut mari probleme cu sfârcurile și cu sânii. Dar nu sunt sigură că a fost doar din cauza sarcinii. Deci dureri de piept și dureri de sfârcuri, dar asta a fost cred că și din cauza alăptării. Friguri, deci friguri, pentru mine aici sunt maxim 3 buline care poți să le pui maximum, dar cred că aș pune 10 dacă aș putea. Mie frig în continuu, tati stă în tricou și pantalon scurt și eu stau cu plover, dorm cu halatul pe mine. Tuse, am o tuse enervantă, doar așa. Și mai rău e că tușesc din burtică și cam doare deja. Crampe, am avut câteva crampe, dar am luat un piculeț de magneziu și mi-au revenit. Mă doare în momentul în care mă ridic repede, de exemplu după bebe, mă doare puțin burta jos. Nauzea, da, puțin, am stări de vomă seara, nu dimineața. Dimineața mă trezesc atât de bine, mai ales de când doarme bebe toată noaptea. Wow, sunt cea mai fericită. Și abia aștept să-mi încep ziua, abia aștept să mănânc. Mi-este foarte foame dimineața. Dar seara, de la 7 seara la 10 până adorme bebe, îmi vine să nu ridic capul de pe pernă. Acum sunt în săptămâna a 10-a, nu am vomitat absolut niciodată, dar am stări de greață. Transpirație nocturnă, o bulină, am pus așa, nu știu dacă e de la pătură sau de la mine. Și, bă, cam atât. A, sunt o norocoasă, nu am foarte multe simptome. Dacă vreți, vă spun și din săptămâna a 9-a. Și mi-e somn, am uitat să pun asta. Mi-este somn, mi-este continuu somn. Mi-este foame, dar nu simt că nu pot să mănânc, dar mi-este foame. Dacă nu mănânc, îmi vine să vomit. Și mi-este frig, crampe, am zis, mă simt puțin obosită. Nauzea, v-am mai spus, mi-este somn. Da, bine, nu vreau să mă mai repet, acestea sunt simptomele pe care le am eu. Cred că sunt o norocoasă pentru că nu pot să zic că nu mă ridic din pat. Sunt în a 10-a săptămână și viața mea, zilele mele se dezvoltă normal, merg cu bebe în parc, dimineața abia aștept să mă trezesc, seara mi este mai greu, mă deranjează mirosurile, nu mai pot schimba pe bebe de treabă mare. Foarte greu, trebuie să mă concentrez maxim și dacă se întâmplă când este tati acasă, întotdeauna îl schimbă tati. Am un mare noroc, acum tati a început să mă ajute și mai mult, pentru că vede că nu, pur și simplu nu mai pot și nu mai fac, așa că dacă vrea un lucru bine făcut, trebuie să și-l facă cu mâna lui. Și cam atât. Și vreau să vă mai spun încă ceva. La ginecolog, acum când am fost, am primit și primele cadouri. Știți că în perioada de sarcină, graviduțele primesc foarte multe cadouri de la multe firme. Dacă vă înscrieți, bineînțeles că nimeni nu știe că sunteți însărcinate, trebuie să vă înscrieți voi. Și sunt produse pentru testare, pentru că în felul acesta vă atrag să le cumpărați. Și vreau să vă arăt ce am primit eu. Și avem așa, un pliculeț de fier de la Verla. Acesta îl iau și eu pe durata sarcinii, l-am luat și sarcina trecută și este foarte bun, mi-a plăcut. Am aceasta. Fetelor, dacă locuiți în Germania, încercați să vă procurați această broșură, o găsiți la ginecolog peste tot. Și aici aveți toți pașii pe care trebuie să-i parcurgeți și în ceea ce privește documentele. O să încerc să vă țin la control și cu aceasta. Eu cu tate nu suntem căsătoriți, avem de făcut documente în plus. Și o să încerc să vă țin la curent. Dar această cărticică, eu nu știu dacă o mai am de la prima sarcină, o țin la cap. Pentru că este foarte, foarte bună. Mai am, dacă vreau să fac cu bebe o ședință foto, 150 de euro. Eu nu, eu sunt pe Elterngeld, Elterngeld-ul mi s-a terminat, sunt pe alocație numai.
150 de euro e mult. Informații pentru alăptat, în jurul alăptării, o țin, pentru că eu, deși am alăptat exclusiv un an și 8 luni pe bebe, nu se știe niciodată la al doilea bebeluș. Poți avea fren, poți avea alte probleme pe care nu le-ai avut la primul bebe, nicio sarcină nu este la fel, nicio naștere nu este la fel, niciun bebeluș nu este la fel cu celălalt, așa că trebuie să fiți pregătite la orice. O țin, nu se știe, mi-arunc ochii prin ea când am nevoie. Ce am mai primit? Dacă mai vreau să mai fac o ședință foto, da. Mi se par foarte scumpe, mai ales că am aparat foto și mi le fac singură. O revistă de citit când avem timp pe lângă bebe. Această cutiuță, eu m-am primit-o pe aceasta la primul bebe. Este prima dată când o primesc. Stați să nu mai foșnăiesc. Am să pun plasa jos. Această cutiuță, foarte simpatică, este cu albastru, nu știu dacă v-am spus, dar eu presimt că voi avea un băiețel din simptomele mele. Și aceasta este cu albastru, poate că este un semn. Și aici înăuntru avem așa, o suzetă de la NUC, foarte bună, nu se știe, și, vai, dam o lumină. Nu știu, un depliant. Acesta este un o folie în care se bagă caietelul de gravidă. Foarte simpatică, cu buline. Eu am deja una, dar poate o voi schimba. Aici sunt magazine de unde poți să cumpăr. HIP, revista de la HIP. Revista de la Familia Tânără. Foarte interesant. Aici am văzut publicitatea de la HIP și eu sunt înscrisă la HIP și va trebui să mă reînscriu că sunt din nou însărcinată ca să-mi trimită toate chestiile de probat. Uite, și aici am o monstră de la HIP. Vai, dacă de rău pot să vă arăt. Am o monstră de la HIP. Reducere de la MyToys. Întotdeauna este și asta, dar nu știu, mi se pare scump site-ul. O scrisoare. Depliante și chestii de citit. Da. Bun, am doar o suzetă. E bine, e un început. Mai am încă o cutie. Aceasta. Pe aceasta am primit-o și la prima sarcină. Avea înăuntru un body. Sunt curioasă ce va avea de data aceasta. Și avem o hârtie roz, să fie semn că este fetiță. Ok. Am revista și depliant și de citit. Reducere de 20% la o revistă. Revista de citit. Cred că are și mostră prinăuntru. N-are. Două scutece de la Pampers. Le-am folosit în primele luni pentru că îmi plăceau că au dunga aceea galbenă și poți să-ți dai seama când face bebelușul pipi sau nu. Dar în rest eu folosesc Moltex. Mi se par mai ecologice. Oh, ce drăguț! Au pereche de șosetuțe. Îl iubesc pe tati și o iubesc pe mami. Ce drăguțe sunt! Astea chiar îmi plac. O căciuliță. Băi, parcă au știut că e nasc iarna. De la Kik. Îmi plac produsele de la Kik, să știți. Sunt bumbac, sunt ok și nu sunt scumpe. O căciuliță pentru că nasc iarna. Un prezervativ, da? Nu știu dacă v-am mai spus, dar parcă n-aș mai face după. Dacă vine, Doamne ajută, dar programat nu. Dacă vreau să cumpăr de mâncare de la Hello Fresh, se știe că nu prea avem chef de gătit, așa că ți trimite acasă. Dar sunt cam scumpe și încă un depliant. Acesta este cutia mea. M-am ales cu o suzetă, cu o căciuliță și cu o pereche de șosete foarte simpatice. Nu e rău, nu? Și vor mai continua pachetele, așa că vă voi ține la curent și pe voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat până aici. Cred că va fi un jurnal de sarcină foarte lung. Sper să nu vă plictisească. Dacă sunteți în aceeași situație ca și mine și sunteți însărcinate și poate în aceeași perioadă sau poate puțin mai jos și vă interesează ceea ce urmează, sper că v-a prins foarte bine acest filmuleț. Și nu uitați să vă abonați dacă vreți să ne urmăriți în continuare. Pe curând! Pa, pa!